deși se consideră mai degrabă pictor, Mihail Iordache s-a specializat de-a lungul vieții în grafică, în serigrafie, în design pentru film și publicitate. Toate acestea au făcut parte din sine, l-au ajutat foarte mult în procesul său din atelier, în felul în care straturile picturilor sale se descompun pentru a se recompune diferit, lăsând vizibile anumite structuri și anumite zone. Această întoarcere a lui Mihail în țară, zona copilăriei, îl face să prestară, îi luminează inima și ce este foarte interesant că acest titlu pe care l-a dat expoziției este unul folosit în resuscitare. E un titlu nu numai luat ca lumină a inimii, ci o resuscitare a inimii. Sunt niște mici bypass-uri care dilată vasele și în moment de cumpănă se face o transfuzie rapidă. E, această transfuzie rapidă a făcut-o Mihail reînnotând copilăria cu maturitatea de acum. O să te rog, Mihail Iordache, să vii și să spui ceea ce crezi că e necesar pentru auditoriu și pentru cei care văd live această expoziție. E greu să mai vorbesc trei persoane specializate în a vorbi, dar din punctul meu de vedere ca artist, să luăm de la de ce Lumen Cordis, de ce Lumina Inimii. Pentru că lumina, dacă o lași înăuntru tău, dezvăluie adevărul, dezvăluie esența ta, dezvăluie detalii sau adevărul mai mare. Această lumină intră în momentul în care te eliberezi, în momentul în care faci o decizie conștientă că acel nivel de sinceritate față de tine însuți poate să schimbe felul cum abordezi creativitatea și arta în sine. De ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani? Da, după cum s-a mai menționat, am fost în România în 2018, septembrie 2018, până în februarie 2019, 5 luni în care am intrat cu totul în scena artei din București în special, dar în țară, în anumite zone. Intenția era de a cunoaște și de a fi cunoscut, de a simți, de a trăi în rândul artiștilor, expoziții, vernisaje, ateliere, discuții, etc., etc., etc. Ne realizând la momentul respectiv cât de mare impactul a fost asupra mea, emoțional, cât și din punct de vedere intelectual. Eu am luptat de când am plecat din 81 și poate și înainte, în alt mod, ideea de a mă elibera, în sensul că pornim cu niște pe niște drumuri care ne sunt indicate de alții în contextul culturii în care ne aflăm. Și după ce ne asumăm și învățăm toate cele, atunci trebuie să le lăsăm, să ne eliberăm și să revenim la noi înșine, în sine, înăuntru. E un drum foarte greu, care toți voi îl cunoașteți, fiecare în felul lui. Dar sunt anumite momente cheie care, dacă ești atent și ești pe aceeași undă cu environmentul unde te afli,
pot să schimbe, să-ți dea acea eliberare, deci să-ți aducă lumina necesară înăuntru spre a te elibera și a te exprima liber în felul în care ți-a fost menit să te exprimi. Cum știm că am ajuns acolo? Simți bucuria? Simți plăcerea? Simți fericirea când faci ceea ce faci, ceea ce lucrezi? Atunci știi. Nu este o hartă, ceva care, un drum predestinat, deschis, nu există, este tu ești acela care recunoști. Și dacă reușești să simți acea bucurie și fericire în ceea ce faci, atunci poți transmite și altora, privitorului care fiecare în felul lui poate să o resimtă la un anumit nivel. La început am numit această serie Valea Doftanei, după cum am postat pe Facebook, și pentru că acolo a început, de fapt, acolo a început totul, sursa. Două zile după ce am revenit în America, în 2018, am aterizat, bineînțeles, la Valea Doftanei, neîntârziat. Și am stat câteva zile și am fost la fost acasă părintească și bunici și am trăit niște momente foarte, foarte emoționale și foarte, foarte bogate în conținut. Și deci acolo a fost scânteia. Această muză, această semi-portret, parte portret în alb, cum a fost bine descris, este simbol al purității și al focului, este de fapt nu o femeie, nu e o persoană, este un simbol al inspirației reprezentat în felul acesta. Și asta a avut o evoluție în sine, dacă ar fi să descriu de la numărul 1, timp de 2 ani a fost seria asta, la lucrarea ea, în diferite forme și diferite faze. Se poate, cele mici, de exemplu, sunt cele care sunt de la început și care au evoluat la ceea ce vedeți aici și la lucrarea aceea în care pare a fi o explozie, pentru că acest proces de eliberare interioară a fost și el progresiv, a avut sămânța și a avut nașterea și a avut evoluția și a ajuns unde a ajuns în momentul, în ultimele lucrări, care au fost chiar trei dintre ele le-am făcut aici, în timp de 2 săptămâni în carantină. Și, deci, încă un punct, ceva care merită remarcat este, dar în termeni specifici, ce înseamnă această eliberare? Este un fel de eliberare în sine înseamnă să te accepți pe tine, să te accepți așa cu de toate, bun, rău, cu ceea ce ne face oameni, ceea ce ne face să fim ființe reale. Deci m-am uitat, am făcut o analiză a lucrărilor mele de la încă de când eram în România foarte tânăr și până la timpul cu 2 ani în urmă. La timpul când am început această serie și am început să combin, am avut diferite perioade și am început să combin ce mi-a plăcut din fiecare perioadă, să le aduc împreună. Era un actor englez, Anthony Hopkins, este. Și la un moment dat ceva frumos a spus care m-a făcut să mă gândesc. Dacă reușești să aduci trecutul și viitorul în prezent și să simți, să trăiești acel prezent, atunci ai să poți să obții ceea ce vrei. Fie că ești actor, că ești inginer, că ești arhitect, orice ai face tu. M-a izbit și m-am acel mod de a gândi și am meditat adeseori asta
a ceea ce a spus el. Și mi-am dat seama că, de fapt, eu, când am aflat asta, de fapt, eu lucram la seria asta și făceam același lucru, dar am început să conștientizez și mai mult exact ce făceam. Și deci aduceam trecutul în prezent și dorința mea de a face ceva specific în viitor, tot în prezent am avut. Deci prezentul a devenit totul. Dacă știi să găsești un mod de a le aduce împreună, deci memorii, trecut, experiențe, tot ce ai acumulat. Și de multe ori noi ignorăm multe din experiențele noastre și o facem, e o pierdere dacă ignori. Vorbea mai devreme Victoria despre faptul că am avut diferite experiențe. Am lucrat storyboarding, am lucrat screen printing, am iubit screen printing. Screen printing de serigrafie. Am fost foarte bun și foarte căutat în New York pentru că făceam ceva foarte bine și îmi plăcea foarte mult. Am 7-8 ani am lucrat, din care am învățat foarte mult, suprapuneri, mod structurat de a gândi și de a proiecta în viitor și altceva a fost storyboard-uri în film și în reclamă. Storyboard-ul e spontaneitate, storyboard-ul e viteză, storyboard-ul e arta liniei, arta expresiei. E cu totul altceva, e opusul serigrafiei, care e static, e structurat, este foarte lent, foarte încet, foarte, trebuie să iubești foarte mult ceea ce faci ca să ai puterea să reziști la o întreagă ediție a unei opere de artă pe care o faci. Și deci aceste opusuri s-au combinat și aici. Ca să faci cadru, cum se numesc în românește, de storyboard-uri, s-a adoptat și cuvântul ăsta în românește, este foarte, foarte greu să lucrezi la viteza la care se cere. Și trebuie să faci sute sau mii de schițe să obții nu numai expresia, dar și calitatea liniei. Astea merg mână în mână. Vedeți linii și aici. De acolo se trag. De la mii și mii de cadruri pe care le-am desenat în diferite filme și diferite reclame. Poate că am făcut sute de reclame în acești ani. 10 ani. Și sincer să fiu, când eram student, am avut prima mea experiență cu storyboard-ul, că asta făceam. Pe lângă faptul că eram student, mă întrețineam în afară. Era totul acoperit la institut cu plățile, dar mă întrețineam și atunci eram foarte supărat că trebuie să fac asta. Venisem din România cu ideea că o să îmi distrugă cariera de artist. Eram fixat într-o anumită direcție. Nu. Mi-am dat seama mai încolo că din fiecare domeniu al altei înveți un mod de a gândi, pentru că ești obligat să gândești într-un anumit fel în serigrafie, în storyboard-uri, în reclame, for film, în reclame. Și lucrez cu diferite persoane, care au, fie că sunt designeri, fie că sunt arhitecți, fie că sunt acuareliști foarte buni, fie că desenează extraordinar de bine ilustrativ, tot felul de desene care au diferite scopuri și vezi viziuni diferite. Vezi cum gândește un designer și un arhitect, totul altfel decât gândește un pictor. Dar înțelegi lucruri pe care te le poți însuși, le înveți și deci toate aceste experiențe de care la început mi-era teamă că mă va coborâ cumva, îmi ia din puritatea mea artistică, așa cum eu o idealizam eu la tinerețe. Nu, este ce îmbogățește. Și dacă aș da sfat cuiva, unui tânăr artist la începutul drumului, le-aș spune să nu-ți fie frică de mai multe experiențe. Cu cât mai multe, cu atât te îmbogățești mai mult.
diferite domenii și să faci, să le iei în serios, bineînțeles. Deci, aici sau momentul meu pentru această serie a fost momentul meu de totală acceptare a ceea ce am fost, cu creativitate, dar și cu fricile pe care le aveam, care am reușit să le elimin, am reușit să văd că de fapt a fost un plus decât a fost un minus. Și eliberarea aia este când lași lumina să intre, când lași fricile dispar și reușești să te exprimi într-un mod mult mai liber și atunci bucuria se simte și fericirea se simte. Și nu pornești cu niciun fel de prejudecată sau o idee care ai preluat-o de undeva și o prelucrezi. Este, lasă să curgă ceea ce există în tine și eventual rezultatele sunt o sursă de bucurie și pentru alții. Ce altceva aș putea să mai spun? Cred că am spus destul, de fapt. Și vă mulțumesc tuturor pentru că ați venit, că m-ați onorat cu prezența și sper să vă bucurați așa cum m-am bucurat și eu la momentul în care l-am creat. Vă mulțumesc!